Evanghelia după Matei, capitolul 25, începem cu versetul 1. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând untdelemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Citim și versetul din Matei 6 cu 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin. Să ne așezăm. Trebuie să vă mărturisesc că oricât de mult aș vrea să par stăpân pe mine, și de obicei păstorii, predicatorii au prin exercițiul lor o anumită capacitate de a poza bine în fața oamenilor, poate chiar de a salva aparențele, sunt momente care ne depășesc, sunt momente care trec dincolo de posibilitățile noastre să ne stăpânim emoțiile, și nu pot să vă ascund că sunt cu inima tare tristă, pentru că atunci când se întâmplă câte un lucru neplăcut, greu de interpretat, așa cum este trecerea în veșnicie a fratelui Romi Mocanu, nu pot să vă ascund că inima mi este zbuciumată, pentru că a fost unul dintre mentorii mei, unul dintre oamenii cu care m-am sfătuit, unul dintre oamenii care a fost prezent în viața mea la cele mai importante momente. Și, vedeți, predicăm Evanghelia de ani de zile, facem afirmații corecte. Așa cum Apostolul Pavel spunea: e mai bine cu Domnul, știm unde mergem, ne întâlnim cu Hristos, da, noi știm destinația, noi știm unde ajungem, că Domnul e bun și El ne ține, El ne duce, că nu-i despre noi, e despre Harul lui Hristos. Dar suntem oameni. În cel mai bun caz, suntem doar oameni. Și poate că dacă emoțiile ne zdrobesc puțin în seara aceasta, spun lucrul acesta pentru că numai Hristos poate să ne întărească. Și în aceste vremuri și în aceste circumstanțe, oricum sunt săptămâni foarte grele și vin după câteva zile foarte complicate aici la dumneavoastră, vreau să vă spun că avem nevoie să ne rugăm unii pentru alții.
Oameni buni, rugați-vă pentru slujitorii voștri mai mult decât ați făcut-o până acum. Nu spun asta pentru că vreau să profit de un moment emoțional, un moment de tensiune, ci spun asta pentru că văd ce tăvăluc vine peste Biserica lui Hristos. Văd cât de furios este diavolul, dușmanul nostru. Vedem cât lovește și cât vrea să strice lucrarea lui Hristos. Și în aceste momente avem nevoie mai mult decât oricând să strângem rândurile. Să stăm aproape și aceasta să nu fie doar un slogan, ci într-adevăr să revenim la lucrurile simple, reale, autentice, în care să ne punem în mâna Domnului unii pe alții, să stăm aproape, să ne sfințim viețile, oameni buni. Ca mâine, suntem toți plecați de aici, ca mâine vine Domnul. Eu mă bucur foarte mult de motto-ul pe care îl aveți pentru anul acesta, de tema anului Bisericii Speranța. Căutați mai întâi împărăția. De aceea m-am și dus în pasajul acesta, pentru că în Scripturi, în mod special Evanghelistul Matei este foarte preocupat de această temă a împărăției. Vă aduceți aminte cum începe Domnul Iisus Hristos predicarea? Dar înainte, mai înainte de Domnul Iisus Hristos, începe Ioan Botezătorul predicarea. Și zice, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Intră Domnul Iisus Hristos în scenă și își începe predicarea. Pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Se înalță Domnul la cer, este ziua cincizecimii, coboară Duhul Sfânt peste biserică, cei care tremurau altădată în urmă cu câteva zile de teama iudeilor cu ușile zăvorâte, trebuie să se ridice acum unul ca Petru înaintea noroadelor și când aceștia spun, ce să facem, fraților? Ce mesaj aduce? O altă predicare, o altă evanghelie? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape! Ce să vă predic altceva, oameni buni, decât să ne pocăim, că împărăția cerurilor este aproape. Matei aduce permanent în învățătura, în descrierea, în scrierea pe care Duhul Sfânt l-a inspirat să o pună, să o așeze în ceea ce noi numim Evanghelia după Matei, mai multe pilde pe care noi le numim pildele împărăției. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a plecat departe. Și în seara aceasta m-am oprit la o altă pildă, pilda celor 10 fecioare, care începe așa. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu. Ce este această împărăție? Am tot auzit de când am fost mici în biserică, de când am fost de zeci de ani, tot auzit, împărăția, ce împărăție asta? Pentru că mintea oamenilor este o confuzie. Îi auzim pe mulți, dând tot felul de explicații. Ce este împărăția asta ca să o căutăm și de ce e atât de prețioasă, de ce e atât de important pentru noi să ne asigurăm că suntem împărăție, că o avem, că o căutăm? Apropo de aceasta, mi-a plăcut tare mult ce citeam într-o carte despre acest verset din Matei 6. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu se poate căuta mai apoi. Sau o căutăm mai întâi, sau nu o căutăm deloc. Nu se poate mai apoi. De aceea, oameni buni, dragi frați, surori, cuvântul lui Dumnezeu ne spune... Prioritatea zero a credinciosului trebuie să fie căutarea împărăției, umblarea în împărăție, așteptarea împărăției. Și deja am folosit câtva timp pentru relația noastră cu împărăția. De ce câtva timp? Pentru că, dragii mei, împărăția și poate cea mai simplă, cea mai accesibilă definiție a împărăției este aceasta. Împărăția este locul unde este împăratul. Spațiul unde este împăratul, aia e împărăția. Împărăția pentru noi este locul unde domnește împăratul nostru. Unde domnește Hristos, împărăția Lui. Căutăm locul acela? Căutăm spațiul unde e împărat Hristos? Facem din noi înșine un loc unde să stăpânească Hristos?
Este inima mea un loc unde domnește Hristos? Atunci împărăția e aici. Aici împărăția. Unde domnește Hristos, acolo împărăția. Dacă ne uităm de-a lungul istoriei omenirii, urmărim planul de mântuire a lui Dumnezeu, desigur, putem să identificăm câteva dispensații ale împărăției, câteva etape ale împărăției. Putem să vorbim despre împărăția creată în Eden, unde împăratul a venit și a creat un spațiu în care să-l așeze pe om, coroana creațiunii lui. Apoi, putem să vorbim despre împărăție ca împărăția aleasă a lui Dumnezeu, respectiv Israelul teocratic, din care se va naște Hristosul. Și în Roman citim, Dumnezeu a ales o națiune. Cine poate să spună de ce l-a ales pe Israel? Este pur și simplu alegerea lui Dumnezeu, în suveranitatea lui. Și Dumnezeu și-a manifestat voia, împărăția, prezența în această națiune, pregătind drumul întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. A fost o etapă a împărăției, în etapa aceasta lucrului Dumnezeu cu Israelul. Apoi a venit împărăția prezentă printre noi, când Hristosul întrupat a luat trup de om și a umblat printre noi, printre oamenii. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și când împăratul a venit printre noi, a venit și împărăția cu el. Este împărăția sau a fost împărăția prezentă. Astăzi, în timpurile acestea, spunem noi că împărăția este secretă. Împărăția secretă a lui Dumnezeu, pentru că nu se vede. Nu se vede să izbească ochii, cum spune Scriptura. Nu izbește ochii. Dar când a fost întrebat Domnul, dar unde e împărăția asta? Cum se vede? De unde e împărăția asta? Domnul răspunde, este chiar în voi. Asta e împărăția acum. Este împărăția lui Dumnezeu care se manifestă în biserica lui. Biserica este spațiul manifestării împărăției lui Dumnezeu astăzi. Va urma apoi împărăția milenară, când Dumnezeu va împărăți pentru 1000 de ani, așa cum ne învață Scriptura, când Domnul va reveni cu picioarele pe pământ, aici, și va fi împărat pentru 1000 de ani. Și apoi urmează ultima fază a împărăției, este împărăția veșnică, împărăția eternă, când toate lucrurile îi vor fi puse sub picioare și Hristos va domni în vecii vecilor, lăudați să fie Domnul. Așa trebuie să vedem împărăția. A fost un proces care urmează planul de mântuire a lui Dumnezeu. Suntem în epoca, suntem în dispensația când împărăția lui Dumnezeu este în noi. Și atunci întrebarea este, răspunzând la definiție, este împărat Hristos în inima mea? Este, dacă da, în viața mea, în familia mea, în biserica aceasta, este? Atunci aici împărăția. Căutați mai întâi împărăția. Faceți-L pe Hristos împărat. Asta înseamnă căutați mai întâi împărăția. Lăsați-L pe Hristos să stăpânească în casele noastre. Lăsați-L pe Hristos să stăpânească în viețile voastre, în biserica asta. Voia lui Hristos să se facă. Amin. Căutați mai întâi împărăția. Dar în pasajul pe care l-am citit, Domnul spune o parabolă, o pildă. Și începe, atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. Domnul Iisus Hristos rostește această pildă în Matei, în capitolul 25, nu întâmplător. Ca să pricepem capitolul 25, trebuie să ne ducem puțin în contextul imediat, care este capitolul 24, normal. Și în capitolul 24 găsim unele dintre cele mai tainice cuvinte pe care Domnul i-a rostit cât a fost pe pământ. Este o profeție cu privire la două evenimente fundamentale. Pentru ei erau eschatologice amândouă, și anume dărâmarea Ierusalimului și revenirea Fiului Omului. Aceste două evenimente, Domnul Iisus Hristos le pune împreună într-o singură profeție și lucrul acesta i-a încurcat pe mulți. Pentru că este o profeție secvențială, spunem noi, și Domnul vine și ne dă niște indicii despre
modul în care se va întâmpla și dărâmarea Ierusalimului, care a avut loc în anul 70, și revenirea Fiului Omului. Ei, în momentul în care Domnul pune împreună niște indicii pentru ambele aceste evenimente, unele dintre ele sunt foarte asemănătoare și le rostește odată, se suprapun cumva. Și asta ne încurcă, îi încurcă pe mulți. Și Domnul atunci, pentru că a fost o întrebare cheie în capitolul 24 cu versetul 3, și anume, când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Asta e marea problemă a omenirii de astăzi. Asta e marea problemă a oamenilor din biserică, din lume, de pretutindeni. Că vorbești cu oamenii atei astăzi și știu că nu mai poate să o ducă mult, nu mai suportă pământul ăsta atâta răutate. Și marea întrebare este când se vor întâmpla toate aceste lucruri. Și oamenii nu dintr-un dor să-L întâlnească pe Hristos, pun întrebarea asta, ci dintr-o curiozitate superficială. Nu se mai găsește un predicator să vină și să ne spună când vine Domnul. Asta e marea întrebare la care sunt supuși toți predicatori. Spune-ne când vine Domnul, fă niște calcule acolo. Măcar cu aproximație, te iertăm dacă nu iese chiar fix. Oameni buni, nu asta trebuie să fie predica. Nu ascultați oameni care vă dau date, luni, ani, pentru că cuvântul Domnului în seara aceasta ne-a spus, vegheați, căci nu știți. Și mai mult, lucrul acesta este o taină pe care însuși Domnul a spus că doar Tatăl o știe. Ori dacă doar Tatăl o știe, de ce să ne băgăm noi acolo? De ce să încercăm noi să mai căutăm niște ițe și cumva să demonstrăm că avem dreptul să intrăm? Nu o să fac greșeala asta niciodată. Nu o să fac. De aceea nu vă așteptați de la mine să vă spun când va veni Domnul. Mă mai întreabă studenții, frate, zice, știi când vine Domnul? Bineînțeles că știu. Cum să nu știu? Păi dacă ești profesor, normal că trebuie să știi când vine Domnul, nu? Când vine? Când nimeni nu se va aștepta. Eu am și un alt răspuns. Eu le spun așa, Domnul vine sau poate să vină oricând. Oricând! Ne mulțumește răspunsul ăsta? Dar mai este încă ceva legat de revenirea Domnului, dragii mei. Nu numai că poate să vină oricând. Atunci când Domnul va veni, revenirea Lui va fi instantanee. O clipită de ochi lungă. Nici tu din Tatăl nostru să mai putem să spunem atunci. De aceea trebuie să fim foarte atenți cum ne raportăm la acest eveniment. Și Domnul Iisus Hristos rostește în capitolul 24 printre ultimele învățături pe care le dă, adică cele mai importante sunt moștenirea, dacă vreți, învățăturilor, ultimele cuvinte ale omului drag, întotdeauna îți vor rămâne ca un ecou în inimă. Ce a zis ultima dată? Înainte să se înalțe Domnul la cer, asta le spune. Învățătura din Matei 24 despre dărâmarea Ierusalimului și revenirea Fiului Omului. Și atunci Domnul vine și le spune o pildă. Ce sunt pildele astea? Pildele nu sunt altceva decât niște adevăruri cerești, veșnice, exprimate prin niște realități la îndemâna tuturor. Deci, Domnul ia niște lucruri simple, banale, accesibile tuturor, pe care toată lumea le pricepe, extrage din această întâmplare, imagine, un adevăr veșnic și ne-l aduce înaintea noastră ca să ne fie pe înțelesul nostru. Cineva spunea că pildele sunt ferestre înspre veșnicie și oglinzi înspre noi. Prin pilde vedem lumea lui Dumnezeu și în același timp ne putem vedea și pe noi. Și atunci, de exemplu, dacă Domnul s-a dus, știu eu, pe malul mării și a văzut acolo niște pescari, erau cu plasele, a vrut să le spună un adevăr duhovnicesc, spiritual, și a zis pilda năvodului.
S-a dus mai departe și a găsit niște agricultori. Da? Erau cu tractoarele prin linți să protesteze, da? S-a oprit în fața lor. Când a vorbit cu agricultorii, ce le-a spus? Pilda semănătorului. De acolo s-a dus mai departe, a întâlnit pe câțiva care veneau de la nuntă. Ce le-a zis? Pilda nunții fiului de împărat. De ce? A luat realitatea imediată a oamenilor, a extras un adevăr fundamental și l-a prezentat oamenilor să-l priceapă. Domnul n-a intenționat niciodată în pilde ca fiecare element din pildă să însemne ceva. Nu mai citiți așa pildele. Domnul n-a vrut ce-i bănuțul, cine-i levitul, cine-i hangiu, ce-i hanul. Nu asta a intenționat Domnul. Că vom ajunge tot timpul la întrebarea la care nu poate să răspundă nimeni. Cine-i măgarul? Nu? Nu asta a intenționat Domnul. Ci Domnul a intenționat să extragă un adevăr fundamental dintr-o întâmplare. Uneori a exprimat acest adevăr, alteori ne-a lăsat pe noi să-l descoperim. Pilda celor 10 fecioare concluzionează cu adevărul pe care Domnul îl scoate în evidență din această nuntă. Și anume, la sfârșit, vegheați, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Atunci când ne uităm în Scripturi, Biblia ne prezintă și de cele mai multe ori Biblia împarte lucrurile în două. Cei mântuiți și cei nemântuiți. Lumină, întuneric. Adevăr, minciună. Și lucrurile sunt destul de clare așa, în modul în care Domnul prezintă lucrurile. Însă, în pilda din seara aceasta, parcă văd o altă fațetă decât este prezentată în modul acesta foarte clar de a împărți lucrurile, și anume ne este introdus o a treia posibilitate, un al treilea personaj. De exemplu, când citim aici, noi ne dăm seama de următorul lucru. Unii sunt mireasă, vor intra în odaie, alții nu sunt mireasă. Ăia care nu sunt mireasă, nici măcar nu sunt în pilda asta. N-apar, nu știu unde sunt. Dar Domnul vine și ne introduce în această pildă un al treilea personaj care trebuie să ne atragă atenția nouă astăzi în adunare. Este un personaj care face distinție între adunare și biserică. Este personajul care face distinție între adunare și biserică și ne spune așa, că nu toți din adunare sunt neapărat și biserică. De unde deduc asta? Pentru foarte mult timp eu am citit într-un mod greșit pilda aceasta, vă recunosc. Eu am citit-o așa cum cred că mulți dintre voi ați citit-o, măcar că mireasa cumva nu apare nicăieri în... Zicem noi, nu apare mireasa în pilda asta. Și am crezut că noi suntem așa niște domnișoare de onoare pe acolo, pe lângă o mireasă care nu știm cine-i. Nu, Domnul n-are de-a face cu nimeni altcineva în pilda asta decât cu mireasa. Cu mireasa. Pentru că în pilda aceasta, vă rog să rețineți acum, în pilda aceasta, mireasa este un personaj colectiv. Așa cum este de fapt. Și Duhul și mireasa zic, amin, vino Doamne Iisuse. Cine e mireasa? Noi! Adică mireasa este un personaj colectiv, format din toți credincioșii care și-au spălat hainele în sângele mielului și sunt mântuiți. Problema noastră și întrebarea noastră trebuie să fie, sunt sau nu sunt mireasa? Pentru că aici vedem două tipuri, două categorii, două personaje colective. Un personaj care pretinde că-i mireasă și nu-i mireasă și un personaj colectiv care este mireasă. Și când vine mirele, ia personajul acesta colectiv care este mireasă, intră cu ea în odaia de nuntă și apoi vine al doilea personaj colectiv care pretinde că-i mireasă și... bate la ușă.
și bate la ușă. Aproape mireasa a fost și ea. Acum, dragii mei, pun o întrebare critică. Și aș vrea să pornim de la finalul pildei acum. Este o imagine tulburătoare aici. Nu știu dacă puteți să o trăiți, dacă puteți să o asimilați nu doar în mod cognitiv, ci și emoțional. Imaginați-vă această realitate când, atunci când mirele vine, ia mireasa și se închide ușa. După ce s-a închis ușa, mireasa este înăuntru, vine acum și cea care crede că-i mireasă, pretinde că-i mireasă, e tot lângă ușă, dar nu înăuntru, e de partea cealaltă a ușii. Înainte să se închidă ușa, nu le deosebiai, nu puteai să faci distinție, arătau la fel, cânteam la fel, ne rugam la fel, ne îmbrăcam la fel, locuiam în aceleași, lucram în aceleași loc, aproape totul la fel. Și doar atât, unii de o parte a ușii și alții de cealaltă parte. De aceea te întreb pe tine, când se va închide ușa, de ce parte a ei vei fi? Că nu ne putem juca să fim sau să nu fim mireasă oameni buni, nu ne putem juca. Nu putem pretinde că suntem mireasă, să pozăm că suntem mireasă. La ce bun? Nu este nicio înșelătorie mai mare decât să mă înșel pe mine însumi. E groaznic să te înșele cineva, dar să te înșeli tu pe tine, jucându-te, pozând, crezând că ești. Dar de fapt, adânc în duhul tău, să știi că nu ești mireasa. Crezând că dacă ești cu mireasa, vei fi luat și tu cu grămada, nu. Nu, nu va fi așa. De care parte a ușii vei fi? Vreau să ne uităm la două principii și la patru învățături foarte pe scurt în seara aceasta. Două principii și patru învățături. Primul principiu din pilda aceasta. Venirea Domnului este o certitudine. Venirea Domnului este, Hristos vine. Oameni buni, Hristos vine. Ioan 14, de la 1 la 3. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Hristos vine. Pentru mine este o certitudine. S-ar putea eu să n-apuc. Că noi suntem interesați când vine Domnul. Dar cât ne întrebăm când plecăm noi? Venirea Domnului este o certitudine. Chiar dacă întârzie. Chiar dacă întârzie, în 2 Petru, în capitolul 3, versetul 3 la 4, îi se spune: înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Că de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Câți nu zic așa? Dragul meu, dacă Hristos întârzie, nu întârzie pentru că ne-a uitat, ci Hristos întârzie pentru că mai are har
Hristos întârzie pentru că aici, în seara asta, aici, aici, mai sunt dintre noi care au nevoie de iertare, de mântuire. Și dacă ar fi venit, unde ți-ai fi petrecut veșnicia, omule bun? În 2 Petru 3, de la 9 la 13, Domnul spune așa: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la mântuire. De aceea întârzie Domnul. Deci primul principiu, Iisus Hristos vine. Asta e o certitudine. Al doilea principiu, timpul venirii este o incertitudine. Dacă venirea lui este o certitudine, timpul venirii este o incertitudine. Și pentru că mirele zăbovia. Dacă zăbovia, hai să ne culcăm în biserică. Hai să ne obișnuim cu viața spirituală, hai să ne obișnuim cu viața noastră, hai să mai lăsăm și una, hai să ne mai permitem și alta, hai să o lăsăm mai moale cu pocăința. Oameni buni, pentru că mirele zăbovia, Matei 24:36, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl și încă câțiva predicatori. Și versetul 43, să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Știți ce înseamnă pentru mine această incertitudine legată de venirea Domnului? Pentru mine înseamnă să veghez. Ce înseamnă pentru tine faptul că nu știi când vine Domnul? Că poți să-ți duci mendrele tale mai departe? Ascultă-mă, dragul meu, hai să ne trezim. Hai să ne trezim și să înțelegem că trebuie să veghem mai mult. Ca mâine plecăm noi sau vine Domnul. Ori într-un fel, ori în altul, ne întâlnim cu Domnul. Dar când ne întâlnim cu Domnul, atunci nu va mai fi mântuitor. Atunci va fi judecător. Sar peste o secțiune interesantă, pentru că mi-a luat prea mult timp. Sunt câteva indicii pe care Domnul ne le lasă ca să ne încurajeze în vegherea noastră. Dar o să mă duc doar la acele patru învățături. Dacă am zis că două principii și patru învățături, doar le enunț acum. Patru învățături pe care le extrag din această pildă, foarte practice. 1. Unele lucruri nu pot fi împrumutate. Dați-ne și nouă! Dați-ne și nouă! Na. În ce privește mântuirea, lucrurile nu pot fi împrumutate. Noi ne mai împrumutăm unii de la alții. Ne mai ajutăm. Ajutați-vă, împrumutați-vă. Dar nu uitați, când împrumutați, așa să dați ca și cum nu mai primiți niciodată înapoi. Da? Așa ne învață Scriptura. Deci, la sfârșit o să vin să împrumut. În ceea ce privește lucrurile spirituale, adevărul este acesta. Unele lucruri nu pot fi împrumutate pentru că mântuirea nu-i pe neam, mântuirea nu-i că-i tata lucrător, mântuirea nu-i că-i bunica a fost prima pocăită din sat, ci mântuirea e dacă m-am întâlnit eu cu Hristos. Punct. Dacă eu, într-un mod concret, m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, dacă mi-am rezolvat prin pocăință și prin credință tot trecutul meu murdar și am primit o viață nouă, o identitate nouă și o legătură directă cu cerul. Dacă da, atunci pentru tine judecata va fi una bucuriei. Pentru că unele lucruri nu pot fi împrumutate. Mântuirea este individuală, judecata va fi individuală, legământul trebuie să fie individual. Lecția 2.
Unele lucruri nu poți să le știi. Unele lucruri nu le poți ști. Versetul 13. Pentru că nu știți. Pentru noi este un verset, pentru bărbați e un verset greu ăsta. E un verset greu pentru că noi bărbații avem așa orgoliu din noi, e că nu le știm pe toate. Și când ne spune cineva, bă, asta nu știi, bă, e, pentru noi s-a dus ziua. Cum să nu le știm? Nu le știm pe toate. Și iată ce spune versetul 13. Nu știți. Dragul meu, cel mai periculos cuvânt este mâine. Este mâine pentru că nu știi dacă va fi. Și este periculos pentru că dacă va fi mâine, nu știi ce va aduce cu ea. Nu știm când vine necazul peste noi. N-am zis dacă va veni. Nu știm când va veni. Nu știm ziua când vom pleca. I-am mărturisit fratelui Doru că am avut un vis tare ciudat astă noapte. Am visat că am murit. Atât de real a fost, încât la un moment dat parcă eram așa într-un semisomn. Și simțeam pur și simplu cum mă ridic. Am stat dintr-o dată aproape conștient cumva, să mă întreb dacă nu mă ridic. A fost atât de reală experiența asta, oameni buni, încât dimineața când m-am trezit am zis, asta e plecarea? Atât-i! Oameni buni, atât-i! Atât-i! Dacă, acum nu batem prea multă monedă pe ce s-a întâmplat astăzi, dar credeți dumneavoastră că atunci când am venit de pe bancă aici la Amvon, mi-a trecut mie prin cap că s-ar putea să nu mai ajung înapoi pe bancă? Nu mi-a trecut! Îmi garantați voi că ajung înapoi pe bancă? Și atât de mult ne jucăm, oameni buni, cu veșnicia noastră. Dăm pe nimicul pământului veșnicia. Ce e atât de prețios în pământul ăsta ca să ne jucăm cu veșnicia? Ce-ți dă pământul ăsta să te joci cu veșnicia ta? Înțelegi ce spune cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta? Că sunt lucruri pe care nu le știi. Când pleci, nu știi. Când vine Domnul, nu știi. A treia lecție. Unele lucruri nu pot fi amânate. Avem prostul obicei unii dintre noi să amânăm. Știți vorba românească, proverbul răstălmăcit. Nu face astăzi ce știi că poți lăsa pe mâine. O lecție pe care o învățăm din acest pasaj este că unele lucruri nu pot fi amânate. Eram undeva într-o țară, aici în Europa, și îl sun pe un bun prieten de-a meu să, după bunul obicei penticostal, să bem o cafea bună. Și îmi zice, nu ne putem întâlni că-s plecat urgent în România. Dar de ce? Zice, e beteac tata. Dar cum așa eu? Zice, mă, dintr-o chestie de nimic. Zice, cum e el activ așa, s-a dus și s-a agățat cu genunchiul într-un drod în gard. Adică o sârmă pentru cei care n-ați înțeles. Ce facem noi bărbații când ne zgâriem cu un drod? Nimic! Nimic, dăm așa și gata, mergem mai departe. S-a dus acasă, s-a spălat, a mai pus o țâl de spirit, niște apă oxigenată. Asta. No, soția ca soția. Hai să te pun, hai să te... No, asta. Știți cum se zice? Femeile îți beterge toată viața și un umor. Bărbață să îmbolnăvesc odată. O plecat. Tata prietenului meu
Au zis, las că trece. După câteva zile s-a înroșit. Las că trece. Hai mă, bărbate, la doctor. Nu mă duc. Au mai pus niște nu știu ce pe aici. După câteva zile s-a umflat. Hai să nu mergem, trece. După câteva zile o cop s-a infectat și a venit baiul. Că a venit salvarea la urgență. Pentru că avem prostul obicei să amânăm. Și atunci când amânăm, nu rezolvăm nimic. Și dacă ești aici și tot ai amânat, ascultă-mă, în seara aceasta Duhului Dumnezeu spune oprește-te. Oprește-te cu amânatul. Dacă te-ai jucat cu pocăința și doar pe aici, printre mireasă ai fost, las că iau eu în serios, iau în serios, încă câteva și apoi iau în serios. Omule, oprește-te și ia în serios azi! Azi ia în serios! Oprește-te odată! Nu te mai juca cu veșnicia ta! Nu te juca cu diavolul! Nu te juca, că își bate joc de tine! Oprește-te! Sunt lucruri care nu trebuie amânate. Și ultima lecție. Sunt lucruri care nu trebuie pierdute. Sunt lucruri care nu trebuie pierdute. Eu nu sunt rău de pagubă. Atât am pierdut, dar nu mă afectează, sincer spun. N-am simțul ăsta că am pierdut ceva și vai de mine să mă dau de acum de pământ, că nu simt când pierd. Am pierdut multe. Dar este ceva ce n-am voie să pierd. N-am voie să pierd chemarea. Și când se va auzi strigarea, ieșiți în întâmpinare! N-am voie să pierd! N-am voie! Dacă pierd aia, am pierdut totul! Tot! Poți să pierzi totul. Dacă nu l-ai pierdut pe Hristos, n-ai pierdut nimic. Dar poți să ai tot. Dacă l-ai pierdut pe Hristos, nu mai ai nimic. N-ai voie să pierzi strigarea. N-ai voie să pierzi chemarea de la miezul nopții. Iar dacă ai crezut că ești mireasă, și te-ai jucat cu acest statut, n-ai voie să pierzi chemarea Duhului lui Dumnezeu din seara asta care spune vino înapoi, vino înapoi, ia în serios chemarea, ia în serios pocăința, nu te juca cu asta, nu te pierde prin biserică, crezând că ești bine și te duci înapoi la obiceiurile tale proaste de care spui nu mă pot lăsa, nu mă pot lăsa, ba poți! Dacă nu te poți lăsa, nici strigarea nu vei auzi. Bagă-te cu capul sub apă și respiră atunci. Dacă ieși atunci că-ți trebuie aer, dar strigarea! Dar strigarea! Cu aia de ce ne jucăm? Oameni buni, iertați-mi că m-am agitat, dar nu pot să vă spun altfel, nu pot să vă spun altfel. Că nu-i despre acum, nu-i despre o zi, despre două, despre un an. Oameni buni, de veșnicie, nu se gata, nu se termină. Cum să vă spun altfel? N-avem cum să nu ne întoarcem cu toată inima. N-avem cum să nu ne prăbușim înaintea lui Hristos, să spunem, Doamne, sfințește-ne Tu, curățește-ne Tu, vrem să fim mireasă, că atunci când va suna trâmbița, să ieșim în întâmpinare, să fim pentru totdeauna cu Domnul. Asta nu-i jucărie, nu-i teologie să ne umplem capul, să-L facem pătrat. E simplu, Hristos ne vrea curați.
Hristos ne vrea mireasă. Asta-i tot. Pentru că vine strigarea. Sunt lucruri pe care n-ai voie să le pierzi. Eram în urmă cu câteva luni, nu departe de voi, la Ingolstadt. Era vară, așa, vară târziu. Avusesem un curs, am rămas și duminică. Aveau botez, cred că e Dunărea pe acolo, așa, Dunărea trece. Am văzut o Dunăre mai mică. Ne-am dus la râu acolo, Dunăre cred că era, cu biserica, să facem botez. Când am ajuns acolo, era amenajat. L-am rugat pe unul din cei din biserică să mă traducă, pentru că n-am vrut să predic numai așa, tot la aia la care am predicat și în biserică. Lângă noi așa era un grup de 7-8 bărbați care făceau grătar, se distrau, muzică, bere, băutură, chef. Ne-au ignorat, banii au și, au încercat să ne enerveze. La un moment dat când am început să predic, s-au mai potolit. După ce s-au potolit, s-au tras puțin așa. Era așa o plajă semirotundă. Ei erau pe iarbă și au venit un pic mai aproape să audă. Și mă aduc aminte că așa astăzi, că am terminat un mesaj simplu de câteva minute cu o întrebare. Dacă închizi astăzi ochii, unde te duci? Am făcut botezul, am mâncat ceva pe acolo și am plecat. La ora 5 ne-am întors la biserică pentru programul de seară și când am ajuns în curtea bisericii, era vorbă, era toată lumea agitată și am întrebat ce s-a întâmplat. Zice, voi ați pleca repede, noi am mai rămas. Bărbații care au stat și au ascultat predica, înfierbântați fiind, au sărit în apă. S-au îmbăiat. Și unul dintre ei n-a mai ieșit. Au venit salvări, scafandri să-l caute. Nu l-au mai găsit. Atunci am stat să mă aduc aminte cum am terminat predica. M-am uitat pe schițele mele. Și ultima propoziție era, dacă închizi astăzi ochii, unde te duci? Ce să vă întreb ceva mai bun? Dacă închizi astăzi ochii, tu te cunoști bine, îți cunoști viața, știi cu ce te joci, știi ce viață ai, știi ce crezi și ce nu crezi, știi cât de serios ești cu Dumnezeu, știi care sunt valorile și pentru ce trăiești, știi de ce te-ai lăsat prins și legat. Și cuvântul Domnului te întreabă, nu eu acum, dacă noaptea asta închizi ochii, unde te duci? Unde te duci? Ești mireasă? Sau crezi că ești? Se va închide ușa. Și când ușa se închide, am doar două opțiuni. De care parte a ușii vei fi? Spunea cineva,
nimic mai dureros în iad nu va fi decât să poți vedea din acel chin unde ai fi putut fi și să nu mai poți ajunge acolo niciodată. Atâta e o ușă. Atâta e o ușă. Dragul meu, atât de aproape. Înțelegi că aproape mântuit înseamnă nemântuit? Înțelegi că aproape iertat înseamnă neiertat? Înțelegi că aproape mireasă înseamnă orice altceva decât mireasă? Dragă biserică, dragă adunare, nu credeți că seara asta este o seară în care Dumnezeu ne cheamă aproape? Nu credeți că Duhul Sfânt este aici pentru că vrea să ne ridice, să ne mântuie, să ne restaureze, să ne ierte? Este aici să ne primească astăzi, nu să ne judece. Haideți să stăm ridicați. Fac rar ceea ce o să fac acum, foarte rar. Dar n-am cum să termin altfel. Pentru că nu vreau să mă joc cu mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus în inimă pentru biserică în seara aceasta. Vă rog să închideți absolut toți ochii. Absolut toți. Și dacă crezi că seara aceasta este seara în care Dumnezeu te cheamă înapoi, nu pentru un spectacol, nici că nimeni nu o să vadă decât Dumnezeu, ci ca să știu pentru cine să mă rog, aș vrea să ridici o mână către Hristosul care te așteaptă. O, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Doamne, privește la biserica ta în seara aceasta! Dacă niciodată nu i-ai dat viața lui Hristos și crezi că e seara în care tu trebuie să te întorci la El, ridică-mi mâna acum, înspre Hristos Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Doamne, privește spre Biserica Speranța în seara aceasta, Doamne! Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, iartă, vindecă, primește Tu, Doamne! Restaurează vieți în seara aceasta, Doamne! Atinge-te de inimi zdrobite, Doamne! De vieți murdare, Doamne! Curățește-ne Tu! Fă-ne mireasă, Doamne Dumnezeule! O, coboară peste toți care au ridicat mâna, Doamne! Ia-i pe brațele Tale și nu-i lăsa, Doamne, unde sunt, Doamne! Ci te rog, Tată, poartă-i Tu de acum încolo, Doamne! Au făcut un semn al credinței, au nevoie de Tine, Doamne! Au nevoie de milă, Doamne! Au nevoie de îndurare, Doamne! Te rog, atinge-te Tu, Doamne! Atinge-te, Doamne Dumnezeule! Mântuiește în seara aceasta, Doamne! Vrem să fim mireasa Ta, Doamne! Vrem să auzim strigarea, Doamne! Și când ne chem, vrem să fim cu Tine, Doamne! Îți mulțumesc că ierți! Îți mulțumesc că ești bun, că ești milos, că ești plin de har, Doamne! Îți mulțumesc că ne cauți, Doamne! Aleluia! Haideți să intrăm toți în rugăciune acum! Aleluia!